Fermierii înscriși în programul de susținere a producției de usturoi mai au la dispoziție câteva săptămâni pentru a valorifica legumele. Sunt însă și olteni care au reușit să vândă cantitatea impusă de autorități și au depus dosarele la sediul Direcției Agricole Olt. S-au depus 140 de dosare. Până la 29 noiembrie, ei trebuie să aducă documentele de comercializare, astfel încât noi să închidem circuitul dosarului, să zicem, să fie eligibil sau neeligibil, dar cred că se încadrează toți fermierii. Deci, din cele 140 rămase, o să fie 140 chiar intrate la plată. Până la acest moment avem complete și eligibile un număr de 35 de dosare. Prețul oferit pe kilogramul de usturoi a fost mic, însă vor fi recompensați cu subvenția pe care o vor primi, spun fermierii olteni. Am avut o suprafață de 1,29 hectare de usturoi. Bun. În câmp. În câmp. Spuneți-mi cum a fost anul acesta pentru dumneavoastră. Finișor, adică, na, o perioadă nu prea au fost ploi, dar a fost bine. Producția cum a fost? Bună. Am avut o producție de 4 tone 610 kg la suprafața mea de 1,29. Unde ați valorificat marfa? În Angro. Și la stradă și în piețe Angro. Anul acesta, subvenția este de maximum 3.000 de euro pentru fiecare hectar cultivat, iar plata se acordă proporțional cu suprafața. Potrivit proiectului, în anul de cerere 2021, valorificarea producției de usturoi se face în perioada 1 iulie-22 noiembrie.